Următoarele 4 săptămâni se anunță mai calde decât de obicei în România, potrivit prognozei meteo pentru următoarea lună. În perioada 1-29 iulie, temperaturile vor fi peste mediile normale în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor vestice în prima săptămână. În săptămâna 1-8 iulie, cu excepția regiunilor vestice, unde valorile termice vor fi mai apropiate de cele normale, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în sudul și sud-estul țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice, iar în rest va fi excedentar, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului. În săptămâna 8-15 iulie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 15-22 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 22-29 iulie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale, dar cu posibilitatea unui ușor deficit local, mai ales în zonele montane.